spus. Mamă, e bună, rău! Mai nu stii cac de tată, te dau frumos acum. A luat bine de tot astea. Vrem să auzim sunet. Bună dimineața! Cineva s-a hotărât să taie iarba de dimineață, în ajun de Crăciun, când noi ne pregătim să curățăm frumusețea asta de scooter mai târziu, frumusețea asta de grătar, că se întâmplă, în sfârșit se întâmplă, deși mai puțin, să sperăm că ne fac și băieții din Uluatu și fetele o surpriză, dacă nu ne vedem și cu ei. Așa că astăzi, barbecue time, să vedem, haideți! Dar nu înainte de a vă ura un Crăciun fericit, sărbători magice și o viață extraordinară, exact așa cum vă faceți voi, pe un fundal de drujbă, sunet de drujbă și cu soarele ăsta superb și verdele de Bali. Când ne-ai oprit, ai scos cricul. Cristina vrea să vă arate, să se dea rotundă, că și pe cap acum, stați așa. Că a fost la piață. Păi a fost! Aveți cum mă duc în capul. Să mă dau la o parte. Ia uite, au venit de la piață. Au ce vitează e! Mă bag în grătar? Mai nu stii ca grătară, te rog frumos acum. Deci, fiți atenți! Periculoasă, rău! Și avem și palmier să-l împodobim! Hai că astăzi... Astăzi e ziua... Așa arată Crăciunul la noi. Ajunul de Crăciun, pardon. Ajunul de Crăciun. Am fost în piață, am luat o grămadă de prostii, pentru că trebuie să vină Lini și Steve încoace. Nu știu dacă o să vină și Cătălin, cu Dănuț și cu fetele. Așteptă cocotelul aici la umbră. Barbecue. Hai să facem un barbecue acum. That's all, Fox. Desertul mai târziu. Bineînțeles că Dragoș cară toate plasele. Dar voiam să vă arăt ce cadou și-a făcut singur. Din boscheții din curte. A găsit un Buddha din piatră și vrea să-l curețe. Așa că dacă mai vede mama ta video ăsta, o să zică că ai luat-o pe căi nebănuite. Arată frumos în curte și o să-l punem chiar aici, lângă palmier în spate acolo. Că de acolo l-am și luat. Mamă, ce verde frumos! Wow! Cam așa arată Crăciunul la noi în ogradă. Asta e Bradu. Eu sunt Bradu. La noi în ogradă. Am pus frunzele de palmier în... Păi ce se împodobește cu palmier. Da. A? Arată bine. Nu? Să vedem cât o ține acum. Le-am pus și un ghid de apă. Da. Mai e una aici jos, dar e mică de tot. Mai am și lemongras. Băgai și ăsta undeva. Da, și acum trebuie să ne apucăm de scos tot ce am cumpărat. Și să ne pregătim. Primul să facem micul dejun și pe urmă să vedem pe la ce o devine din cu Steve. Să facem grătarul. Merry Christmas! Happy New Year and happy every year! Ați înțeles, voi, e ce trebuie. Și aici începe marea curățare a grătarului. Ăsta l-a adorat, e uite. A, era de figuri acolo. A, să iasă șurubă, o să-mi șurubez, nu? Axul ăsta trebuie, dar n-am ciocan. Cineva să-i dea un ciocan lui Dragoș. Uite, și-a păstrat și două lemne de aseară, că a crezut că plouă. Da, a crezut că plouă, le-a luat de acolo, că avem... Da, nici nu trebuie șters, spălat, curățat prea mult, că uite, încă mai e jar. E, cenușă, jar, tot aia e. Și aici scoatem ceea ce facem. Mie îmi place foarte mult cum se închide ăsta. Stai să vă dau pe un white să vedeți. Așa, much better.
Când îl închizi, îmi place foarte mult că se lasă și grătarul de sus, se lasă deasupra focului. Foarte frumos. Bine, și aici mai e un grătar, adică mai sunt trei. Astea trei de jos. Cu fărașul. Și acolo ce mai ai? Îl bagă ăsta aici. Dar e bun ăla, nu? Ce de bun, la ce? Nu mai e bun? Bine, ți-ai găsit punguliță. Ia. Zici că ești din București. Bine, bă, tu aia din... Eu din Transilvania, auzi la el cum strigă după casa? Ce ziceți, luăm și o gâscă de acolo să punem pe grătar? Ce ai, mă, cu Transilvania, măi? Ia zi. Ce treabă ai tu? Aia, Teleanco, ține-mă aici, ajută-mă aici. Transilvania. Ține de ăla. De la distanță. Gata. Bravo. Băi, bucureșteanul ăla stă și face treaba. Deleanca stă cu telefonul în brațe și dă indicații prețioase. Păi nu așa se face? Așa e, mă. Treabă bună în echipă. Și pentru că fac treabă bună în echipă, plec să fac mâncarea. Că la cuptor pleacă avem... de aici, te dă rotundă. Ca să faci treabă bună echipă, ea a plecat. Păi plec, pentru că eu am terminat aici treaba. Eu trebuie să mă duc acum la cuptor, că am niște porumb fiert care l-am pus la copt acum și să vedem ce se întâmplă acolo în cuptor. Ne scuzați un pic deranjul, că abia acum... Ia uite, ce faci mai acolo? Ha, gata că v-am dat și lumină să vedeți în cuptor. Porumbul e ce trebuie, salata aici de varză și cu salată. Și aici vreau să vă zic, nu știu dacă ați văzut pe la Rini, acestea sunt tot un fel de lime, numai că sunt mult mai mici, stai să vedeți. Sunt foarte micuțe, uite, față de astea alte. Da? Iar astea mici se folosesc pentru sambal matah. Este un sos cu ceapă, cu usturoi. Probabil că o să-l facă Rini, îl vedeți dacă îl face Rini. Vi-l arăt. E foarte bun. E de aici. E cu ce trebuie. Hai că cineva tocmai mi-a dat mesaj că au pornit de acasă și Dragoș să se aștepte că e foarte dificil să vii pe aici, că de obicei asta nu este numită străduță. Asta e un fel de trotuar pe unde circulă scutere. Da, ia uite așa a crescut orezul. Cătă dănuț, dacă vă uitați la video, vă așteaptă verdele nebun din Ubud și pe voi. Ia uitați cine a venit! Password, vrea passwordul de la net. Da. Just a second to present the bike. Steve, I want to present the bike for the people. Let me show you. Hai să vă arăt noul scooter, am să zic, noua motocicleta lui Steve. N-am apucat să-l filmez când a intrat pe poartă, că s-a blocat telefonul. Trebuia să ne îmbrățișăm prima dată. Cam așa arată bestiuța. E exact ce trebuie și parcă geanta lui Steve s-a potrivit de minune. Aici parcă e de la bicicletă, da. De la bicicleta cu cai pe ea. Ia uite ce frumos. Mă, dar se potrivește în peisajul ăsta la nebunie. Patagonian Eagle. Video? With me? It's filming already. So guys, I have a new photographer, a new video. Naturally. Wow, it's so soft. It's so comfortable. Maybe one day I will try something. Sure. Thoughts become wishes. Ia uite așa a făcut Dragoș aici. Ce frumos a frățat. Are și cărbune. I have charcoal. Yes, okay. It was here. Ah, yeah. It's good. Și lemnele păstrate. And now the master will cook the barbecue. Și eu cu Rini mâncăm deja.
Mine is gas. All I have to do is turn it on. This is old school. Ce faci, bă, iubire? Așa se crapă lemnele. That's it. Yeah. I got an axe. Dragoș leg is an axe. Ăla e. Ce se întâmplă aici? Dragoș a pățit ceva, dar nu vă pot zice acum, vă zic mai târziu. Uitați la ce-mi folosesc plasele de la baghete. Steve said that this is the old way to make fire. Now you feel a little bit the vibe of home, no? Of Australia. He miss Australia. Ce frumos arată cuții. Steve, Rini, Cristina and Drago. Vorbește sigur? This no have Timmy. Okay, maybe next door this name Timmy. This no Timmy. Cristina house and Dragos. Where are you? With who are you talking? And someone come ask about this is Timmy house. I said no, this is Cristina Dragos. Maybe they said Tini from Cristina. Tini, Tina. Ok, thank you, bye-bye. Vorbește singură. Îi place aici. Not found. Ok, close the door. Gata, nu mai ne fură nimeni acum. Băieții sunt pe fapte mari acolo. Și eu o să mă duc în casă cu Rini să pregătim salata. Uitați ce prostie a adus Rini. Stai că vă bate ventilatorul. Și astea sunt fel de chipsuri, din aia care sunt micuțe și se prăjesc și se umflă și sunt colorate cu tot fel de coloranți. Nu vă recomand. Așa, hai să vedem ce a adus aici și ce trebuie. Hai să vedem. Aripioare marinate. Sunt aripioare alea, cum ați văzut, că i-a dat și lui Cătălin și lui Dănuț. Și aici, pate, făcut de Steve. Pot să vă spun că miroase a ce trebuie. Ce credeți că numai Rini vine cu ce trebuie? Ia uitați, și eu am aici broccoli, dovlecel, chili mai puțin picant, dar tot iute de nu mai poate și de nu mai poți tu când îl mănânci. Și porumb pe care îl punem pe grătar. Avem exact ce trebuie aici. Hai că Dragoș vrea să îi mute motocicleta lui Steve, că vrem să facem picnic în adevăratul sens. Fii atent de unde are cheia, n-ai înțeles. Nu știi cum pornește? Hai! Vrem să auzim sunet. Dai mai încolo cu ea un pic, cum e? Wow, e mișto, dar e mișto că e joasă, măi, e foarte mișto așa de stat pe ea. E joasă, e foarte joasă, e foarte mișto. E din Patagonia. E super. Ce trebuie? Wow, beton. Uite, și 140. Asta merge, da, asta se duce. Mamă, 250 mișto. De cai? Nu, 250 centimetri cubi. Asta de cai, de centimetri cubi, da. Pentru mine tot aia. Are, nu știu. Dar ce, vrei să te plimbi? Hai să mult mai încolo, nu să poți să... Stai că e... Zi, first impression! It's amazing! Wow, e prima dată când mă simt așa ceva. Mamă, e tare! Rini, you try to drive it? Wow! Look at her! Hati, hati, ya! Oh, he's down! Yes, I put the sound of a bicycle as you... Okay. Bineînțeles că n-am pus nimic.
Adi. Haideți să facem acum picnicul. Stați-vă aici. Keep a friend. Mamă. Păi așa că... Vedi, nițipă la noi, că trebuie să punem ventilatorul, uite. Deci avem... Cura adevărată. Aia, bun, că a dat bine, nu mă așteptam. Better than yours. Yes. It's... Mamă, hai că se fac bine, mă, arată bine de tot. Wow, ia uite. Wow. Really good. I love it. Mă, că merge mai bine decât mă așteptam. Better than we expected. Better than we expected. Yeah. Merge bine, avea dreptate Rini, că Rini a zis, pune ventilatorul și lasă-l așa să meargă pe cărbuni. A avut dreptate, uite. Uite ce bag acum, ca lumea. Știe Rini ce știe. Și de că aici, chiar dacă aveam lemnul ăla de acolo uscat teoretic, nu e chiar așa uscat, că fiind umezală, tot ardea umezală în el și nu la foc, am pus cu de toate, nu ardea cu flacăr, adică ardea mognit. Ha. Așa că aici îți trebuie ventilator ca să faci focul neapărat. Uite, acum ia uite, am luat foc cărbune, am luat foc și lemn, e perfect. Mișto loc pentru... Și avem și doi de ăștia de pus pe grătar. Pentru barbecue, nu? A, uite, coconatul sus. E perfect. Yes? E perfect. Mai bine nici că putea ieși, poate ne udă și un pic. Deci, Domnul Zeu. Că ăsta e ajunul de Crăciun la noi. This is the Christmas Eve, actually, you know? Yeah. Așa arată ajunul de Crăciun în Bali. What do you do with the banana leaf? For this? Not dirty? Oh, nice. Good maybe, idea. Maybe, I don't know, burn or not. I just try. We'll see. Deci aici, dacă n-ai ceva, te duci în spatele casei și dacă îl vedeți acolo, e un bananierul. S-a dus Rini, a luat frunze de banan și a rezolvat treaba. Ia uite. Așa că ai de învățat o grămadă, toată viața ai de învățat. Și mai ales când veniți într-un loc total diferit de cel pe care îl cunoașteți, ascultați de oamenii care locuiesc acolo, că știu de 10 ori mai bine decât tine ce trebuie să facă și cum. Uite și porumbul acum. Ce ați făcut, bre? Deci nu numai că azi Dragoș că nu mai vrea să ia niciun bananier, nicio frunză, nimic, acum o pune și pe Rini. Rini s-a dus, ia, Rini a vrut, da. Rini, this is to make a wind to Steve like this, for relax. No. Și ce vreau să facă cu alea? Să le punem pe... Nu știu, să mâine și pe ele. Să mâine pe farfurii, uite, gratis, din natură. Am zis eu, și-a făcut și farfurii. Le pui acolo, mănânci. Nu mai mădărești nimic, s-a rezolvat treaba. A venit Steve cu pâinea de acasă, a crezut că la noi nu e aprovizionare. Am luat 4 baghete azi. No rice? No! Rini, rămâne nemâncată, că nu mai are orez. Steve și-a pus desfăcător de ăla de bere la chei, să fie sigur că nu are niciodată. Ok! To have it all over. Cheers! Ha? Ia uite, bă, dar arată bine de tot astea, uite, și cum arată.
Wow. Keep the eye on bread. Uitați ce măsuți avem noi aici cu de toate. I said this. I said. Didi e la vânzare aici. Vine tomato, bread. Brapa tomato? Brapa tomato. 1 kilo around 10,000. You can get. I don't speak English, only Indonesian. Yeah, 1 kilo sepuluh ribu. 1 kilo sepuluh ribu. Yeah, and okay. Krupuk? Krupuk? 2000. 2000 satu plastic 2000. Satu un plastic, așa. Ok. Broccoli? Broccoli? Satu sendok 5000. Aia n-am prea înțeles, dar 5000 e 5, ce trebuie. 5000. And the environment, the place? Are you free because you already buy? And Bintang? Bintang care s-a transformat. 20,000. 20,000. 2,000 ribu. 2,000 ribu. What do you do in Indonesian? Tiga, apa bapa. No, Steve, we know one word, and it's simple. Satu lagi. Satu lagi. Bintang. Saya mau belajar bahasa Indonesia, but tidak bagus. Tidak, and then everybody, what says that means? This means that. I'm wanting to learn how to speak Indonesia, but I'm not very good at it. But then I say, "Tidak, saya mau belajar bahasa Indonesia, but tidak bagus." And then they think I can speak Indonesian. And what means? And what means what you said? I just explained that to you, Daniel. I forgot. Saya mau. I want to learn Indonesian. Saya mau belajar bahasa, okay. Learn Indonesian. Okay. But I am not very good at it. Tidak bagus. Bagus de, from good, yeah. I'm not very good at learning Indonesian. And then they say, oh, you speak Indonesian fine. So, okay. And they started to talk with you. In Indonesian. Ce trebuie mai mult de Crăciun? Ce trebuie mai mult de Crăciun? No. Many times. Yeah, actually she came. Ah, no. Ah, for this one, the Rini, the white one. Yeah, that's right. Give him. Come. Yes, I have to. Give her here. She's very happy. Oh, I have to go. You see. Okay, good. Oh. Finish. No, she come to me. Da, că Dini a lăsat-o afară, nu mai. A lăsat-o afară pe Dini, a venit și ăsta mare. Și acum e frică că să-i prea mare. Ce face, mă strigă? Ia uitați, fiecare se dignește în ritmul lui și în felul lui. Rini e în felul balinez. This is the Balinese style to relax, nu? Și în Java, da, indonezienii, pe jos, așa cum mâncăm. Even us, we take the breakfast here. Nice, aircon. Just and but so many people stay on the floor, not on the mattress. No, floor. Și aici avem și apus, imediat e pe vine. Ce frumos! Vă pupăm dulce de tot și cu căldură. Și după mâncarea, după masa de ajun de Crăciun, am ieșit la o plimbare prin nămeți. Da? Numai că aici nămeții sunt verzi. Din păcate. Tot din fericire, mai bine zis. Asta-i plimbarea. Aici nu există Crăciun. Toate zilele sunt la fel. Ce uitați acolo, e cășucea noastră. Doamne, ce bine se vede. Noapte bună. Așa că, dragilor, încheiem vlogul aici. Vă mulțumim că ne sunteți alături ca de fiecare dată.
Vă dorim să aveți nu doar sărbători fericite, să aveți o viață fericită și să știți că voi sunteți la butoane. Vorba lui Dragoș. Când e vorba de viața noastră, nu e nimeni altcineva la butoane decât noi. Ce putem controla și ce ține de noi, controlăm și putem schimba. Ce nu ține de controlul nostru, n-are niciun sens să ne agităm. Așa că vă doresc o viață frumoasă, să vă puneți cât mai multe întrebări în legătură cu absolut orice și să vedeți cum the magic happens, vorba aia, nu? Vă iubim și nu uitați, fiți buni unii cu alții. Ne vedem! Gata, pleacă Știpurinii și vreau să vă arăt și vouă plecarea cu bestia. Primele deși înțeleg. I'm going to upset first. I might have to open this other gate. Dă-te, Dragoș, de acolo. Dragoș! Așa. Wow, this is a nice one. Bineînțeles că la noi nu s-a terminat Crăciunul. Tocmai vine o surpriză de la Moș Crăciun. Acum a parcat. Surpriza de la Moașa Crăciun. Ce-i acolo? Nu știu ce. Habar n-am. L-a făcut din... De la Rini, prăjitură! Ai văzut. Avem prăjitură. Hai! Gata, descoperim misterul, să vedem ce e aici. Hai încoa. Arată ca o pască, așa-i? Parcă. Și am stat până acum să vedem și noi ce e. S-a lipit de punt. Că... Hai, cred că e lipită să nu cadă. S-a lipit-o cu... Nu, e folia asta. E să vedem ce e asta, chiar nu știu ce... Ce fel de plăcintă, prăjitură, habar n-am. Dar miroase a pască. Păi, de ce pască? Păi, dulcicule, de Crăciunul, nu e? S-a lipit? Nu, tata. Hai că e ok. A, un fel de budin. Deci ne-a trimis Rini, nu știu dacă a făcut-o ea, că după câte pare, nu cred că a făcut-o ea. Dar... Habar n-avem ce este. Nici nu ne-a zis nimic. Nu m-a zis. Vedeți că vă trimit Gojek. Da, nu, deci, exact. Vedeți că vă vine Gojek cu cake. Dar stai un pic, că nici măcar ea nu ne-a zis că a pus-o pe angajata ei să ne sune. Ne-a trimis mesaj, nu ne-a sunat. Da. Așa că habar n-avem ce mâncăm. Hai să vedem. Da, după cum, după consistență, pare a fi o budincă ceva. Dacă e okay, nu e chestia aia care am mâncat atunci la ziua lui Steve? Ah, ba da, aia ce-am zis. E cheese, budinca aia cu... Ba da, ăla este, da. Cu ce era aia? Cu ananas? Cu ce? Nu, cu ce a fost cocos. Aia? Cu mamă, cocos. Mamă, e bună, rău! Da, e budinca aia ce-am mâncat ăla la ziua lui Steve, acum, hă-hă. Și acum, dragilor, vă dorim o viață frumoasă, că sărbătorile vin și trec. Viața rămâne. Viața rămâne, să știți că viața de fapt niciodată nu se termină. Așa că haideți să ne facem frumoasă și să ne bucurăm de lucruri aparent mărunte, zic eu.